Alături de noi se află acum părintele Cristian Bors din Bădăcin. Bună ziua și bine ați revenit la Transilvania la zi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ne-am întâlnit când erați pe punctul de a începe lucrările de restaurare. Cum au avansat acestea? În ce stadiu sunteți? Am reușit să parcurgem primii pași în reabilitarea casei memoriale Iuliu Maniu, și anume îndocumirea documentației și obținerea avizelor, autorizației de construcție. A trebuit să ne facem un branșament electric separat și acela a durat un pic. Și la începutul lunii noiembrie am reușit să începem refacerea sau consolidarea fundației propriu-zis. Și ați constatat că a fost atât de șubredă, așa cum zicea meșterul. Da. A trebuit să în primele zile au fost pe șantier proiectanții și au constatat că s-a degradat mai mult decât au crezut ei și au hotărât că unele părți ale fundației trebuiesc refăcute în totalitate, în special la prispa laterală și prispa din față. Fundația a trebuit refăcută în totalitate, deoarece ea era înclinată, pietrele nu mai aveau nicio legătură între ele, se risca ca aceste prispe să se răstoarne, dar ceea ce era cel mai grav era faptul că puteau să tragă și pereții după ele. Astfel că a fost o necesitate refacerea și consolidarea fundației. Prilej cu care ați descoperit un document vechi. Așa este. Chiar în primele zile, când muncitorii săpau, practic desfăceau fundația piatră cu piatră, pentru că ea a fost rezidită la loc, după ce au desfăcut toată piatra din fundație, au trebuit să mai sape puțin pentru a ajunge la cota indicată de proiectanți și acolo au găsit o sticlă în care se afla un document. Eu, ajungând pe șantier, ei mi-au spus, am găsit o sticlă, din păcate am spart-o pentru că n-am știut că ea se află acolo, dar documentul era, sigur, întreg. Și, într-adevăr, acel document conține numele meșterilor, dar și al zilierilor, care în urmă cu 135-136 de ani au lucrat la construcția casei. Și, sigur, am identificat, sunt persoane din prejurul Șumleului. Exact, da. Pericei, Sici, meșterii din Șumleul Silvaniei, sunt toți din împrejur. În sigur, a fost o bucurie să găsim acest document. V-ați gândit să zidiți și cu noi meșteri? Noi scriem un jurnal de șantier în fiecare zi, ceea ce se întâmplă, ceea ce se lucrează, de asemenea s-au făcut fotografii. Și cu siguranță o să punem un document cu toți cei care au lucrat la refacerea casei. Aș vrea să vă întreb, la cât se ridică costurile de reabilitare? Și dacă veți reuși să duceți proiectul până la final, dacă aveți asigurată finanțarea și cine vă asigură această finanțare? Estimările proiectanților sunt 350.000 de euro. Asta înseamnă reabilitarea totală și amenajarea ca și muzeu cu tot ceea ce presupune, inclusiv instalațiile termice, tot ceea ce presupune o casă astăzi. Sigur, reabilitarea se face cu materiale tradiționale, noi trebuie să o refacem așa cum... Restaurare, practic. Exact, în 1947. Noi și acum a trebuit să demolăm o parte care a fost construită în anii 60. Avem fotografiile vechi și trebuie să o refacem exact așa cum a fost. De asemenea, prispa laterală astăzi a fost închisă, dar ea în 47 era o prispă deschisă cu niște stâlpi frumoși lucrați cu niște traforaje din lemn. Ori de aceea trebuie să renunțăm la ceea ce era astăzi și să refacem exact așa cum a fost. Am reușit, în urma acestei campanii publice, din acest an, să adunăm acești bani necesari consolidării fundației. Nu am avut asigurată finanțarea.
Oameni, ca valoare, să mai spunem, 350 de, 350 de mii de euro sunt necesari, da, și am adunat 70 de mii de lei. Am adunat banii necesari. 15.000 de euro. Banii care ne-au ajuns la consolidarea fundației. Și acest edificiu sub cupola cui funcționează? Consiliul Județean, Primăria din Pericei, cine îl administrează practic? Proprietarul clădirii cine e de drept? Astăzi, biserica? Această clădire nu are proprietar. Iuliu Maniu, în 1941, în ultimul său testament făcut la Brașov, și-a lăsat întreaga sa avere și casa de la Bădăcini Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, cu un scop precis, ca pe domeniul de la Bădăcini să fie educați tineri, să fie un fel de centru cultural. La asta ne-am și gândit să facem și în colaborare cu Direcția pentru Cultură și Muzeul de Istorie din Zalău. Asta am gândit, că această casă să fie exact ceea ce și-a dorit Iuliu Maniu. După arestarea lui Iuliu Maniu, asupra acestei case s-au emis foarte multe documente. A trecut din proprietatea prefecturii în proprietatea Consiliului Județean, terenul în proprietatea primăriei, astfel că astăzi noi, ca parohie, avem o dare în folosință gratuită la Consiliul Județean sau din partea Consiliului Județean. Din păcate, această dare în folosință nu ne ajută să accesăm un proiect european. Da, ziceați că încercați și această variantă. Așa este. Acum, chiar în această perioadă, se depun proiecte pentru monumente de categorie B, care sunt în mediul rural. Ne-am bucurat că avem această posibilitate, ne-am pregătit pentru a accesa un astfel de proiect cu toate cele necesare. Ne-am și calculat punctajul și aveam șanse foarte mari să prindem finanțare, să fie un proiect eligibil. Numai că, înainte de a-l depune, ni s-a cerut un extras de carte funciară în care să fie trecută această dare în folosință. Deși ghidul de întocmire spune că pot să depună și cei care au în folosință un monument istoric, ne-am bucurat aflând asta, dar ne-au transmis că alături de acel document trebuie să fie depus un extras CF în care să fie menționată darea în folosință. Ori așa ceva nu există. Nu. Păi și puteau să facă? Nu. Consiliul Județean? Clar, aici nu. A greșit. Dar dacă trecea Consiliul Județean, deci proiectul să fie depus de către Consiliul, da, Județean? Sigur că da. Și sigur nu... că da. Nu v-ați putut replia astfel încât n-au dorit. N-au dorit. Ne-au spus, da, atât am putut să facem pentru mare dumneavoastră. Ca să începem lucrările, am avut nevoie de un aviz din partea Consiliului Județean să ni se permită începerea lucrărilor. Și practic ne-au dat acest aviz și când le-am cerut ajutorul, ne-au spus, atât am putut să facem pentru dumneavoastră. Astfel că am pierdut această șansă. Acum, sigur, următoarea etapă este una destul de dificilă și costisitoare. Banii s-au terminat? Sau mai aveți? Nu, pentru că au fost 64.000 au costat lucrările propriu-zise, la care s-a mai adăugat 3.300 branșamentul electric și uite, avize și altele. 70. Exact, am ajuns... Bun. Atunci continuați campania, clar. Da, mai ales că, așa cum spuneam, etapa următoare este una destul de dificilă. De ce? Pentru că trebuie să facem la pachet consolidarea pereților și schimbarea în totalitate a acoperișului. Proiectanții ne-au spus că aceasta este ordinea în care trebuie să mergem. Și, sigur, pentru... Această etapă ar costa... Încă nu știm exact. Le-am cerut proiectanților să-mi extragă din lista de lucrări totală, să-mi extragă exact aceste lucrări de consolidare a pereților și de refacere a acoperișului. Să vedem exact la ce sumă se va ridica. Biserica Greco-Catolică se poate implica financiar? Biserica, Episcopia Greco-Catolică? Sigur că da. Episcopia Greco-Catolică a finanțat proiectul. Fiind un monument istoric, toți cei care au lucrat la întocmirea documentației tehnice știm că sunt specialiști avizați de Ministerul Culturii și n-a costat puțin, a costat chiar 15.000 de lei, a costat strict proiectul.
Apoi au fost alte studii care s-au făcut, studii biologice, s-a forat în 6 puncte în casă, studii geologice, alte 2 s-au făcut în afară. Deci au fost costuri pe care le-au suportat parohia și episcopia. De asemenea, sigur că avem un plan de a interveni, numai că episcopia greco-catolică nu deține fonduri pentru a susține o astfel de lucrare. Statul român a folosit această casă mai bine de 60 de ani. Poate că totuși ar avea o datorie față de această casă acum să contribuie măcar cu ceva. Pentru că, vedem, în această primă etapă au fost oameni din români plecați în străinătate, majoritate, dar nu numai, special din Transilvania, care au donat puțin câte puțin și am reușit să adunăm această sumă. Am văzut mesajele pe care le-ați primit și dumneavoastră ați răspuns cu mulțumiri. Este chiar o persoană care lunar parcă donează 15 euro, am reținut bine? Așa este. Este, cred că, a 6-a sau a 7-a oară. Acum ne intră noi donații și vedem că sunt persoane care au donat deja poate o dată, de 2 ori. Sigur, nu sunt sume foarte mari, dar pe noi ne impresionează faptul că, așa cum spuneați, donează 10 euro a 6-a oară sau a 5-a oară sau 15 euro. Este impresionant. Acele persoane se vede că nu dețin sume mari de bani, dar își doresc ca să se salveze. Din păcate... Din păcate nu este singurul edificiu de acest tip. Statul român a pierdut și a neglijat mai multe astfel de obiective. Ultimul caz a fost Muzeul Ciucea, când din păcate a fost pierdut, tot așa în urma unui proces de revendicare intentat de așa zisi moștenitori ai Vetturei Goga, și s-ar putea ca și acest edificiu să aibă această soartă, acea soartă să fie scos din circuitul public. Și uitați, și dumneavoastră ne semnalați... Cu toate că urma și declaraseră că doresc să mențină edificiul ca fiind muzeu. În faza procesuală declarat, dar nu se știe ce se va întâmpla în continuare. Din păcate și acest edificiu al celui care a fost un reper și moral și politic pentru român, pentru societatea românească, a ajuns în această situație și uitați că sunt puține șanse ca în viitorul imediat să fie reabilitat și redat publicului. Da. Apatia autorităților județene. Deci am repetat nenumărat rânduri, am spus ceea ce se întâmplă acolo. Au făcut și colegii mei Chereche și mai multe reportaje, au luat declarații parcă la secretarul Consiliului Județean sau au luat mai multe autorități. Toată lumea ridică din numeri că nu putem să facem mai mult. Așa este. Ca să depună un proiect în numele lor, trebuiau să vină cu o cotă parte, cu un sfert din sumă sau era un procent? Nu, era deci finanțare mă întreb chiar de 100%. 100%. 100%. Atunci, mai ales, noi puneam la dispoziție deci proiectul tehnic, toată documentația și proiectul aproape gata, o puneam la dispoziție. Doar ei să fie titularii care, care depune proiectul. Părinte, un mesaj de final pentru telespectatorii noștri, că pentru autorități cred că tot n-o să ajungă fiind surdă. Campania noastră continuă, încercăm să salvăm acest monument istoric și toți cei care doresc să ne sprijine, pe de o parte vreau să le mulțumesc tuturor celor care au pus câte o cărămidă la reabilitarea, reconstrucția acestei case, și toți cei care pot să ne sprijine, să ne sprijine în continuare. Suntem pe 2 decembrie, în urmă cu 97 de ani, la Alba Iulia, Iuliu Maniu era ales președinte al Consiliului Dirigent. Un rol foarte important, un mic guvern în Transilvania care trebuia să armonizeze... Făcea tranziția de la... Exact, exact. Deci, sigur, lăsând la o parte orice apartenență politică astăzi, Iuliu Maniu a fost un om de stat și un simbol care aparține României. Mulțumesc încă o dată. Eu vă mulțumesc.